materie primă folosesc atomocentralele? Atomocentrala de la Cernavodă. Este. Nu, minereuri radioactive. Școala a mai fost reabilitată parțial, dar așa cum a fost acum reabilitarea totală, nu s-a întâmplat niciodată. Întâi a fost anvelopată școala, a dus la o economie de căldură, de consum de gaze, apoi a început reabilitarea interioară. S-a zugrăvit, au fost făcute toaletele. Prima dată când au intrat, toate fetele își făceau poze, ziceau că este ca la mall. Cine poate să vină la hartă și să îmi arate repartiția cărbunilor pe glob? Ia încearcă Argeșean. Clasele erau diferite, în sensul că dacă părinții erau drăguți, reușeau să zugrăvească o dată la un an, 2 ani, 3 ani, 5 ani. Sălile de clasă aveau bănci foarte vechi, care erau deteriorate în mare parte. Era o bătaie înaintea orei care să ocupe scaunul cel mai bun, care să nu fie distrus sau care să fie mai stabil. În prezent beneficiem de un mediu civilizat, având aceste facilități, calculator, adică toate mijloacele multimedia, calitatea învățământului a crescut.